Salutare, băieți, bine ați venit la un nou episod, sunt pe serverul FootPlayT în România, Roleplay. Roleplay, dacă m-ați înțeles. Și asta este prima zi de muncă. Noi ne-am angajat ca și la curierat, la una alta, știți voi. Așa că nu puteam să zdrobiți pe butonul ăla de like, subscribe. Și e prima zi de muncă. Nu ne-a zis nimeni nimic, ce și cum. Laptop Asus, o bucată îmi trebuie, din câte. Bun, telefon Motorola, PC de gaming nu e, numai monitor îmi trebuie. PC Office, monitoare, monitor ce vrei, Samsung. Frumos, frumos monitor, telefon, ia telefon. Telefon Motorola, trei bucăți are nevoie, băiatul. Bun, deci ar fi 3 butoane, așa, Asus. Dar am luat mai multe, dar asta e. Puteam să fac plinul din oricare, știi? Asta e, mergem deja frumos cu mașinuța și asta e. Începem prima zi, prima noapte, tura de noapte, că na, șeful așa ne-a angajat. Hai să vedem pe unde avem de parcurs și câți bani primim pe lună, deci sunt tare curios. Șeful a zis că în jur de 15.000 pe lună, bine, 15 lei pe oră, parcă. Vedem. Prima zi de muncă, avem la 2 km și ceva avem de mers. Acum, să ne tot mai bine în oglinzi, că n-am chef de bojeții care mai dau un noi, cum am zis și acum. Da. Mai de brum. Că, mamă, dar ce mașină are ISCTR-ul ăla, măi, ești nebun la cap. Dar, măi, am înțeles, are băiatul meu niște ochelari de... Stai, miracui. Nu pune muzică, nu pune nimic, că nu suntem, da, și așa. Bun, nu e nimic. Ăla a fost spatele meu și a trecut cu mine deodată podul. Cred că l-a luat garda. A, taiete. Ne combinăm noi și ne facem văzut, de văzut. Frumos era. Tare m-aș mira de aici să nu fie o poliță oriundeva în dreapta, oriundeva în stânga. Cartierul este foarte, foarte periculos noapte, mai ales vineri. Adică, n-am. Și sper să nu fiu un întrerupt. Vă dați seama cât se poate câștiga din... Deci dacă, un exemplu, să te apuce ceva mai nebunesc și să încep să vinzi din telefon, Motorola, nu prea, dar nu. Am înțeles. Haide, bro! Fiecare se duce în treaba lui. Aici, în stânga, trebuie să mă duc. Bun. Încă o dată. Dar la roșu, ciuciu stă. Ne grăbim. Sorry. Omul trebuie să ajungă să pie pachetele, adică... Na, puteam normal să umplu tuba, dar eu, inteligent, asta e. Bă, măcar semnalizăm. Semnalizăm. Sper că se aude bine. Gen, nu am răbușit sau ceva. Încă. Și ajungem imediat cu prima comandă. După mai mergem încă o dată la post, să vedem ce ofertă ne mai aduce, ce trebuie să primim normal pe telefon, dar pe aplicație normal, dar da. Dacă nu, voi ruga un coleg să vină după mine să mi le aducă. Haide, aici, așa. Nu, bun. Hai să mi le scot pe astea. Haide, domnul, la unde aveai de mers? De unde avem de dus?
Okay, No, fazzo, what the fuck? Colego! Ambele la. Domnul, ia-ți trebuie frumos pachetul, că... Mamă! Păi câștigi mai bine la asta decât... Ești de bun la cap. Nu, no, merem înapoi, îmi fac plinul, că n-am ce. Dora viitoare, mă rog, acum mă duc, îmi fac plinul din toate și când nu mai am, vine înapoi. Dar că nu știu câte kilograme are, știu, un frigider și de astea. Hai că tu nu mai ai ușă, nu comenta despre mine că ușa ciuciu. Hai să pun pe GPS, pe GPS, pe GPS și sper. Da, lasă, am sperat. Poate mi se duce mintea să mă angajez ca și un polițist pe viitor, deci plictiseala pe care o să fie la penitenciar o să fie destul de mare, dar ținând cont că pe roșu nu voi trece pentru că mașina de gardă. Zic că eu vreau să mă angajez la ei, dar nu-mi place când îi văd. Păi nu, așa nu, dar nu, îmbrăcat ca și ei, m-aș îmbrăca un pic. Fie vorba între noi. Hai de bro. Am înțeles. Mamă, ce noroc am avut, frate. Ce noroc am avut? Am zis că gata, dosar penal, amendă. Caterincă. Sătătoare, poliția este jos. Nu a sau de elicoptere. Mamă. Ne-am primit bani de la Cargus, frate. E nebun, am angajat Cargus urgent. Șmecherie. Mai aduc să ia acum la... Ce m-am nevoie de pur și simplu ăsta mirat. Oh. Poliția în spate. Și cred că e la după mine. Am impresia că tare voi fi un pic cam... Cum dracului să te creadă suspect când tu... Da. Nebunilor, vă știu eu pe voi. Ăștia vă faceți voi banii. Pă nu, ăștia care... Oh, lasă-mă că mă duc o dată la secție. Vă promit, o să mă duc o dată la secție. Și mă duc și depun plângere, frate. Împotriva lor. Ca numai pe noi ăștia de la Cargo ne-a. Ca să știu că... Da, cu dubă n-am voie. N-am voie cu dubă. Ba. Merge. Am înțeles. Numai cu tirul n-am voie. M-a făcut și de rușine. Bă, dar oare podul ăla se ridică? E, intenție, știi? Eu așa am vrut, frate. Așa am vrut. O, băgam eu ceva în piele suspensii. Cu cât te duci, cu... What the fuck, ce-o sunat așa, mă? Mă, poliet. Na, iar o să fie episod lung, dar... Bine ați venit la roleplay.
Ah, iam preferat să fac episoade, nu... Că, da. Nu ești altul, frate. Bă, dar în afară de... Am luat stâlpul ăla. Haide! Păi acum de nu iau din toate cât 100. 1. Bun. Mă duc le tot pun în după. Ești de bun la cap? Inventar plin. What the fuck? Cu inventar plin când 4 kg. 1 1 Mamă. Laptopuri. Măcar unul din fiecare să am aici, un. Nu prea combinație cu asta. Tot trebuie să mergi să revin apoi. O dubă plină nu știu dacă se poate face. Dacă mă înțelegeți. Bun. Câte am? Mai am ceva pe aici. PC Office Multimedia. 1. 2. Mă rog, cred că am luat 2. PS Pro. Nu pot să... Băi, fii atent. Tot timpul când mergeam să mă uit la... Să mă duc la un magazin. Tot timpul. Alegeam o chestie. Mă uitam să nu fie calculatorul de office. Spuneți voi dacă aș fi vreodată că un calculator de la e de office. O, băi, uitați. Uai! A, mă. Așa. Așa. Ceva cu pe aici, două. Două. Am înțeles sau nu? Nu știu care e combinația. Că e tare ciudată combinația asta. Stai să văd eu. Deci telefon Motorola 2. Clicam numai 1. PC de la Acer. A, laptop. Laptop Acer, iPad Acer. Apple. Telefon Motorola. Nu am fost. Bune. Motorola 2. Motorola.
fraților. Cred că o să fiu bombardier și o să mă duc înapoi la pește. Am o impresie de ce nu, de ce? Pentru că e un simplu fapt de asta că trebuie să stai să iei multe, trebuie să faci multe, trebuie să te combini la multe ca să poți să iei. Și inventarul nu știu dacă chiar îndeajuns în așa fel încât asta, dacă nu încercăm alt job, bro, alt job. Tu trebuie știorie, ăsta e, da, altceva. Cazinou, nu știu când se va deschide cazinou, poate, na, e secția de poliție. Testat transport, mamă, mai trebuie și atestate și, hai de capul meu. Job McDonald's. Cred că mă duc, mă pangrez la McDonald's. După aia, șofer Cristin și acolo trebuie să iei. Păi mere nu la McDonald's. Încercăm toate joburile posibile și... Bună seara, ce s-a întâmplat, domnul? Cred că au fost niște probleme de la oraș. Nu știu că, pur și simplu, povesteam pe căscuță, știi, și dintr-un cu un coleg de-al meu și de deodată m-a revenit în spate, adică, mamă, păcat de ea mașină, ești nebun? Ce? Cum facem? Stau o asigurare și pe urgent. N-ai asigur, nu, cum dorești acum. Nu, îți dau asigurarea, boss, cum să nu ți-o dau, stai. Atunci aici, să nu... Stai, că am o mașină. Mamă! Fii atent că pică în apă, O bagă în apă. Bă... Bă, am băgat-o în apă, coaie! Nu! Nu mai zic nimic, mamă, vine garda. Ce dracu s-a văzut așa, mă? Iată aici, la asigurarea, te vor suna băieții în 12 ori de ore să-ți ia daune de la mașină și să-ți dea, ia uite-l, mă, bă, bugat eu. Nu scap de ăla asta, bă, fă-l-a. Mă duc să mă alerg cu el puțin. Bine. Da, n-am înțeles ce-a fost cu asta. În por. Păi nu, cum mai mare? Da, cred că îmi bag ceca și... La și cât o zi, la și 30. Bun. 1.46, merg după aia repede la port. Da, mă duc să le dau pasă, încă am închis totul și ne întâlnim de la petrecere. Sper să nu fie cu copere. Mai greu, dar, na, ce să zic, am înțeles. Mare accident ce-a făcut amici, ești nebun? Sper că nu e garda după mine, că... E verde, e verde, e verde, e verde, du-te, bine, mă! Hai să le dau pasă și m-am dus repede. Și mă duc și vând telefoanele, frate. Pe lemne... La curtă cu măta și cu pamit, bă. Niciodată n-am vrut să fiu șofer pe dubă. De ce? Atâta pot să-mi jura, frate, să-mi bag pula la rând. Nu e simplu motivul ăsta, e... Te întâlnești cu toți fraierii în ăsta, frate. Unul mai bomba-l-o ca altul, nu știu cum își ia permisul. Sincer să fiu. Nu știu cum își ia permisul. Și așa... Pur și simplu...
Bă, dar cu curse, cu de alea sau cum e nebunel? Da, vedem. Vedem. Haide, bro, că calmează sățile. Hai să le duc la băieți. Deci, trebuie așa. Două telefoane Motorola, un Acer și un Apple. Apple. Două. Înțeles. Și dacă nu am două, ce fac? Apple. Am două. Bun, deci. Aș. Mamă, e de mult la cap. Un PC de gaming. Mamba, iPhone, Apple, am parcă cam pe aici. Mamba, pe undeva. Telefon, iPhone, pula, că nu am, și mă duc eu înapoi. Bine, băieții, aici va fi... Se va opri episodul, de ce? Pentru că vreau să mă pregătesc să mă duc și eu până la... Băjeții mei, care băjeții mei, mă rog, eu sunt băiatul lor, dar în fine. Vreau să mă duc la car meeting. Deci, v-am pupat. O zi frumoasă aveți, acest episod va fi postat pe marți. Deci, vă pup încă o dată. Mulțumesc pentru like-urile și subscriberii pe care veniți și veniți nou în alta și mi-l dați, da. Asta e, vă rog. V-am pupat.